Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău, vernisajul expoziției colecției particulare de artă populară Valentin Huiban. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca va avea RMN. ...39 de copii din medii defavorizate văd marea pentru prima dată. Sâmbătă 25 iunie de la ora 11, în sala complexului muzeal Iulian Antonescu din Bacău, a avut loc vernisajul expoziției Colecția Particulară de Artă Populară Valentin Huiban. Colecționarul este fiul al comunei Odobești din Bacău. Valentin Huiban este un tenace căutător și păstrător de obiecte vechi tradiționale. Valentin Huiban s-a făcut cunoscut prin intermediul șezătorii băcoane, locul în care coase cu migală și răbdare modele vechi găsite pe iile bunilor și străbunilor. Expoziția de la complexul muzeal Iulian Antonescu a inclus unelte de fierărie, tâmplărie, cizmărie, alături de covoare, ștergare și scoarțe. O scurtă incursiune, ca să zic așa, atât în gospodăria țărănească, dar și în istoria României. Am văzut o serie de lămpi din perioada Primului Război Mondial. Da, am încercat să colecționăm din toate meșteșugurile. Eu nu sunt de specialitate, deci nu sunt muzeograf sau nu am cursuri de specialitate, dar din pasiune, de mic copil, de la părinți, de la bunici, mi-au plăcut aceste obiecte și ușor s-au adunat și am început să fac o colecție. Câte obiecte numără la această oră colecția? Nu știu să spun, vă spun, nu le-am numărat niciodată, aici este doar o parte din colecție, multe sunt în altă parte și așa cum am spus mai devreme, aici a fost și prima dată când eu le-am văzut toate grupate, pentru că ele tot timpul au fost depozitate în diverse locuri și aici am reușit și să le văd și eu expuse așa. Sunt puse pe meșteșuguri, pe diverse meșteșuguri care, din păcate, unele au dispărut, unele se mai păstrează, cum e cele înșezători, cum e meșteșugul din spate cu împletitul nuielelor. Sperăm să reînviem și alte meșteșuguri, să căutăm meșteri vechi, meșteșugari și ușor să-i aducem în față și poate să-și găsească uceniși să ducem mai departe aceste tradiții, aceste meșteșuguri. Unde v-a venit ideea organizării acestei expoziții? Pentru că, bine, le și puneți în valoare prin grația acestei expoziții, dar e și multă muncă. Da, este foarte, foarte multă muncă. Am fost din fericire sprijinit și de familie și de cei de la muzeu ca să reușim să facem această expoziție. Și de cum a venit ideea? Ideea a venit foarte natural, pentru că odată ce ai o colecție trebuie să o și expui, pentru că nu te poți bucura de ea la maxim dacă o ții numai în cutii. Așa cum am spus și mai devreme, aici am reușit și o să o văd la adevărata valoare. În momentul în care am adus toate obiectele în această cameră, a durat câteva zile să le adun pe toate, să le aduc aici, și când le-am văzut aici, în această cameră, abia atunci m-au apucat emoțiile, când am văzut câte sunt, și atunci am conștientizat imensitatea, mărimea acestei colecții. Mai sunt la ora aceasta la căutare, la mare căutare sau, mă rog, în interesul generațiilor tinere, astfel de obiecte, foarte mulți habar n-au cu ce înseamnă, cum se folosește și ce reprezintă. Da, este o căutare, sunt căutate de persoane, de colecționari, de o mică parte din colecționari, așa cum sunt eu și cum mai sunt mulți și la noi în județ și în țară. Mai există și un aspect negativ. Au devenit interesante pentru, așa zis, samsari, cum le spun eu, acele persoane care umblă prin sate, le colecționează, așa cum spuneam, de multe ori nici nu știu ce au în mână, doar le iau și le dau mai departe pentru că știu că le aduce un plus valoare. Dar mulți dintre ei nu știu pe ce au pus mâna. Cum am povestit despre acel știubei mai devreme, care este un stup de albine, cel care mi l-a vândut nu știa ce este. Zicea că e un recipient pentru depozitat și până 3 săptămâni m-am ținut de el până să-și dea seama, ca să-i spun despre ce este vorba. Și n-a știut.
Deci sunt șanse, din păcate, ca unele obiecte extrem de valoroase să pice în mâinile acestor samsari. Da, să pice în mâinile unor oameni nepricepuți, care prin nepriceperea lor să le deterioreze. Pentru că la piesele din fier, să zicem că nu, dar sunt piese textile sau piese din lemn care nedepozitate corespunzător, netratate corespunzător, din păcate și eu am avut experiențe de genul ăsta negative, când din lipsă de experiență am ajuns să pierd unele obiecte pentru că nu am știut să le depozitez corespunzător. Ați fost vreodată tentat să le vindeți? Niciodată, niciodată. De ce? Păi cum să vând? Istoria nu e de vânzare. Clar, clar nu e de vânzare. E ca și cum... A spune, dar nu aveți un copil de vânzare, nu. Nu se face, nu există de vânzare. Doar de Valentin Huivan este numele meu. Din ce zonă? Eu sunt din Bacău, din Bacău născut, dar sunt odobeștean, din comuna Odobești. Și mare parte din aceste obiecte vin din acea zonă. Da, am mers acolo în case, în gospodăriile oamenilor, în special la rude, și de acolo am colecționat o parte dintre ele. Am acolo în spate lada de zestre a bunicii cu care s-a măritat, am acolo în spate oglinda în care s-a împetelat când s-a măritat și multe alte obiecte care tot așa au, fiecare obiect are povestea lui și așa cum spune și doamna Feodosia, sper ușor, ușor să le punem pe hârtie și să le păstrăm și amintirea pe lângă obiectul respectiv. Prezent la eveniment au răspuns șezătoarea Bacău, șezătoarea Palanca, șezătoarea Brusturoasa, dar și meșterul popular Marcel Tilibașa. Am vrut să strânească mult interes. Lumea asta nu mai există, lumea asta veche nu mai există decât în felul ăsta. Și muzeul nostru încearcă cât poate, cum poate, să adune obiecte. De data asta să aducă un colecționar, pentru că aceste obiecte nu sunt ale muzeului, aceste obiecte sunt ale unui colecționar care cu banii săi, cu timpul său, cu efortul său, cu răbdarea soției sale, a reușit să adune aceste obiecte dintr-o lume care, v-am spus, nu mai există. E o lume care s-a demolat, e o lume care e demantelată, e o lume care ajunge în foc, e o lume care ajunge în cuptoarele unor furnale, unde fierul vechi, atât de frumos, atât de nobil, ajunge să se transforme în altceva. În fier vechi. E un lemn acolo care e atacat, care e o lume de lemn care e în fiecare clipă mușcată de car, iar acest colecționar încearcă cumva să stea, să facă această lume să dispară mai târziu cu o clipă. De fapt, acesta este sensul efortului acestui colecționar. Practic, se poate spune că este așa o mică pierică în a uita noi, generația de astăzi, obiectele din gospodăriile bunicilor și străbunicilor noștri. Vedeți, există multe feluri de piedici în calea uitării. Există cărți, există povești, există amintiri. Această piedică este un efort suprem pe care îl putem face în calea acestei uitări. Să faci să supraviețuiască chiar obiectul. Și povestea sa și amintirea sa este mai mult decât poate face cineva, sau este ceea ce trebuie să facă cineva care își iubește rădăcinile, care își iubește și viitorul, pentru că suntem nimic altceva decât o clădire pe niște rădăcini, o clădire pentru viitor, pe niște rădăcini mai vechi. Foarte multă lume astăzi la această expoziție, extrem de interesate. Am văzut doamne care au schimbat impresii și au ascultat cu foarte mare atenție ceea ce s-a prezentat. Da, au fost, într-adevăr, a fost mai mult public decât de obicei și ne-am bucurat tare mult pentru această afluență. Vreau să vă spun că sunt mai mulți și pentru că ei sunt prietenii secreți. Acest public îl reprezintă, e format din prietenii secreți al lui Valentin Huivan, colecționarul pe care să sărbătorim astăzi. Există o lume pe care muzeele, există un public pe care muzeele încă nu-l stăpânesc, publicul ăsta al oamenilor care fac ei acasă ceva
și există și un moment când se pot întâlni. De asta s-au întâlnit la muzeu și ne-am bucurat tare mult că aici s-au întâlnit acești oameni, exact, această lume secretă a colecționarilor, a iubitorilor de frumos, nu organizat de stat, nu organizat de muzeu, nu organizat de vreo direcție de cultură, ci ei între ei. De asta am fost și noi onorați să avem astăzi oaspeți pe acești oameni atât de frumoși. Frumos îmbrăcați, cu gânduri frumoase, cu chipuri frumoase, cu cuvinte frumoase. Cu toate că proiectul a pornit inițial pentru 35 de copii, iată că s-a ajuns la 39 de copii care în dimineața zilei de miercuri, 29 iunie, au pornit cu trenul spre mare. Mai multe despre proiectul social Bucuria Copilăriei pe Litoral aflăm în minutele următoare. Ați reușit să aduceți o mare bucurie pentru 39 de copii care adineaori au urcat în tren și merg la mare. Suntem în gara din Onești, asta ne-am dorit, deși pare un lucru obișnuit pentru unii copii care n-au mers niciodată cu trenul, este un lucru fascinant și au urcat acum în tren, vor călători câteva ore bune. La întoarcere vreau să spun că îi aducem cu autocarul, că știm că o să se obișnuiască, poate o să se sature cu trenul, dar este o bucurie pentru ei. Este un grup însoțit, este marea majoritate sunt copii orfani, sunt și copii care nu au fost niciodată la mare. Acest lucru îl datorez dumneavoastră, celor care m-ați ajutat, iată pe rețeaua de Facebook, dumneavoastră, televiziunea și alte persoane care au făcut să punem cu toții câte 600 de lei, înmulțiți cu 44 de persoane și vedeți ce sumă am putut aduna în 2 săptămâni. Ați reușit să aduceți o mare bucurie în sufletele lor, atâta nerăbdare era aici, atât freamăt, înainte să ajungă trenul, parcă nu mai trecea timpul. Eu am început slujba puțin mai devreme astăzi, tocmai pentru ca să fiu împreună cu ei și am prins și eu câteva crâmpei așa din îmbrățișarea lor. Reprezint aici pe arhiepiscopul nostru Ioachim, preoții protopopiatului Onești, pe dumneavoastră și am vrut să plece cu o rugăciune și cu o binecuvântare. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca va avea în scurt timp o clădire în care va fi amplasat remeneul ce urmează să fie achiziționat. Practic, spitalul va avea echipamentul care permite descoperirea în timp util a afecțiunilor pentru salvarea vieților omenești. Știu că se lucrează la această oră, domnule manager, la construcția clădirii care unde va fi amplasat noul remene. Tot printr-un program european am achiziționat pentru zona de policlinică, ambulatoriu, aparatură medicală. Achiziția s-a făcut de către Primăria Onești. Deja cea mai mare parte a aparaturii am preluat-o, a fost transferată prin hotărâre de Consiliul Local către spital. Aici, în afară de cele mai importante echipamente, sunt 4 ecografe, un mamograf care deja a fost montat, așteptăm de la CNCAN autorizarea, și remeneu, rezonanța magnetică, care implică condiții mai deosebite de montaj și pentru aceasta se face o construcție nouă, un sistem modular care are termen de finalizare 10-15 septembrie, deci cam de la 1 octombrie sperăm ca remeneul să funcționeze și să ofere servicii medicale pentru oneșteni și nu numai. În paranteză fie spus, un echipament medical de care la un moment dat chiar salvează, de fapt, de spitalul salvează vieți, dar remeneul economisește timp și de ce nu intervenția promptă a specialiștilor de la spital? Exact, este un aparat cu investigațiile care ajută foarte mult medicii și implicit pacienții și un aparat care va fi în premieră la spitalul nostru. Avem un computer tomograf care există în urgență și vom achiziționa încă un computer tomograf de ultimă generație care va fi și el montat undeva până la sfârșitul anului.
Două zile pline de distracție, adrenalină și voie bună la prima ediție la Auto Creative Tuning Team Drag Racing România Soundhouse Târgu Ocna 2022, partener al evenimentului fiind primăria orașului Târgu Ocna. Evenimentul a inclus Auto Tuning Show, etapă de întrecere a celor mai puternice sisteme audio din România, Expo ATV și prezentarea ATV Room, Expo Off-Road Car, Expo Old Car și, bineînțeles, multă muzică și voie bună. Parcul Mărgura din Târgu Ocna s-a animat prin prezența unui mare număr de tineri atât din localitate cât și din toată țara. Nu au ocolit evenimentul nici turiștii care întâmplător s-au aflat prin Târgu Ocna. Am venit cu nepoata din Anglia în vacanță și am adus-o la topogan la evenimentul de mașini. Îți place? A ce nu-ți place? Ești obosită? E ora de somn, da. Da, da, da. Parcul s-a animat, a venit vacanța, copiii sunt liberi, părinții la fel, iată că foarte multă lume în parc. Da, adevărat, și chiar așteptăm un eveniment să ne adunăm cu toți aici, că după atâta pandemie și stat în casă, acum copiii sunt în vacanță și ne bucurăm de nepoți. Îți binevenite astfel de evenimente? Foarte binevenite, mai dorim mai multe evenimente, da. Sunteți din Târgu Ocna? Da, 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 da. Și ați venit aici, în parc? Am venit în parc cu nepoțica. Am înțeles. Petrecere frumoasă! Mulțumim din suflet, vă mai așteptăm. Ne-a plăcut, ne-a făcut plăcere. A venit vacanța, parcul din Târgu Ocna s-a animat, evenimente, foarte multă lume, distracție în toi. Da, așa este. Ce s-a întâmplat? Ați venit și dumneavoastră? Un pic la plimbare. Am înțeles. Sunt binevenit astfel de evenimente, ce părere am? Da, chiar ne-a surprins plăcut. Noi am venit doar să vedem mănăstirea și am zis să stăm și aici un pic. Am înțeles. De unde sunteți? De la Bacău. Da. V-ați făcut un popas. Da, exact. Mulțumim, la revedere. Ne bucurăm că una dintre cele mai importante manifestări ale automobilismului din România are loc și la Târgu Ocna. Avem aici prezentate atât mașini tunate, mașini de epocă, mașini cu destinație off-road, cât și o expoziție de ATV-uri. Cu alte cuvinte, ați încercat să acoperiți cât mai multe domenii, ca să zicem, ale automobilismului și foarte mulți curioși. Da, am vrut să atragem cât mai mulți pasionați ai acestui sport. Ne dorim ca prin acest eveniment să promovăm orașul Târgu Ocna, să-l facem cunoscut și să mergem mai departe cu alte etape. Sunt oameni care pentru prima dată sunt în orașul stațiune Târgu Ocna. De unde sunt participanți? Avem participanți atât din județul Bacău, cât și din județele limitrofe, din toată țara, avem și din străinătate, din Turcia, Republica Moldova, participanți și din toate județele țării. Ați reușit să faceți așa o adunare frumoasă aici la Târgu Ocna, mai ales că e prima dată. Da, timpul a fost destul de scurt pentru mobilizare, aproape 3 săptămâni, dar atât organizatorii, cât și cu ajutorul și susținerea primăriei, am încercat să creăm un frumos eveniment. Cred că atât participanții, cât și vizitatorii sunt foarte încântați și mulțumiți. Vremea este bună, peisajul este super bun, verdeață, liniște, nu deranjăm pe nimeni. Sperăm ca locuitorii orașului să nu fie foarte deranjați și ne mulțumim că este un eveniment foarte bun la Târgu Ocna. Primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Cebotaru, a transmis public felicitări tuturor participanților din țară, precum și celor veniți din Turcia și Republica Moldova. Peste 150 de automobile ATV-uri au fost expuse în Parcul Măgura. Iată că o atmosferă estivală, o atmosferă tinerească, energizantă, cu multe, multe mașini, oameni care cu adrenalină, oameni care, împătimiți de acest sport, investesc în aceste mașini frumoase, unele retro, unele mai noi, unele cu tot felul de îmbunătățiri, cu tot felul de sound-uri pe ele, și mă bucur că într-o zi frumoasă de vară la Târgu Ocna se întâmplă acest eveniment. Oamenii au venit din toată România și din afara țării. Da, sunt de peste tot, sunt împătimiți din Turcia, din Republica Moldova, din toate județele țării, de la Giurgiu, de la Prahova, Brașov,
județul Bacău e reprezentat cu cinste. Oameni care, în mod normal, mă scuzați că vă întrerup, ar fi ajuns mai greu la Târgu Ocna. Iată că acum acest eveniment creează oportunități. Da, și demonstrăm încă o dată că Târgu Ocna contează pe harta turistică, că Târgu Ocna poate oferi mult mai multe decât au fost cunoscute și au fost oferite până acum și iată că prezența la cel puțin 150 de mașini, 150 de tineri șoferi, alături de prieteni, de oamenii lor dragi, de rude, de amici, au venit și petrec două zile la Târgu Ocna în stațiunea turistică pe care nouă ne place extraordinar. Sâmbătă și duminică sunt zile cu muzică, dată tare, cu bani și de ce nu, cu multă voie bună, așa cum ați zis la început. Da, mă bucur că și am observat și aseară, chiar dacă pare o atmosferă tinerească și cu efervescență, oamenii păstrează curățenia, păstrează frumosul, nu deranjează și nu turează mașinile cât să creeze o stare de disconfort. Fiecare și-a primit locul rânduit de organizatori și asta înseamnă că fair play-ul și frumosul cântărește în această expoziție. Am văzut că ați avut grijă ca oamenii angajați ai primăriei să, de la curățenie, să patruleze ca să fie tot în regulă, dar este foarte bine. Da, un astfel de eveniment nu îl poți organiza de unul singur, ci totul se face într-o echipă. Și aici sunt mobilizați colegii mei de la tehnic din cadrul instituției primăriei, colegii de la salubrizare, colegii de la spații verzi care toată săptămâna au pregătit terenul, l-au curățat, l-au cosit să fie frumos. Sunt colegii care sunt la centru balnear și piscina este deschisă și așteptăm să vină să facă o plajă și o baie cei care doresc să viziteze Târgu Ocna. E o atmosferă frumoasă și munca în echipă întotdeauna dă roade. La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii, se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflăm de la primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Acolo am decis că va fi zona de promenadă, tabăra de tabără, campare, corturi, știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii comunei Gura Văii vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văii către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10. Abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start. Știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult. Mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasată tabăra logistică, nu știu cum se numește. E corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete, știți, urcă la rotunda. Da. În partea Gura Văii și coboară spre Slobozia. Și noi când, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele. Foarte frumos! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 2 iulie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Duminică 3 iulie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, sunt posibile însă furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Luni 4 iulie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce va ajunge până la valori de 30
30-31 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua a zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.